Consilierii județeni s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară pentru a vota bugetul județului și distribuirea banilor în funcție de necesități. Președintele Neagu a declarat astăzi că fondurile europene vor fi principala sursă de finanțare pentru dezvoltarea județului. Prioritatea noastră zero, așa cum am mai declarat, este atragerea de fonduri europene și poate chiar și guvernamentale. Mă refer aici la diferite proiecte care se pot derula, eu știu, pe programele naționale, fie PNDL, fie Compania Națională de Investiții, mai departe, și cu cotele de cofinanțare pe care o să le avem de la Consiliul Județean, să putem să ne realizăm obiectivele pe care ni le-am propus împreună cu toți consilierii județeni. Bugetul județului Buzău a fost aprobat cu întârziere de aproape 2 luni față de momentul în care a fost votat bugetul pentru 2020. Chiar și în aceste condiții, Consiliul Județean va continua seria obiectivelor propuse în infrastructura județeană și nu va neglija nici instituțiile de cultură. Sunt obiective atât din punct de vedere social, economic, educativ, așa mai departe, de la infrastructura a drumurilor, în sănătate, în educație, cultură și alte activități care le avem noi curente, să spunem, la Consiliul Județean. Trebuie să ținem pasul, dacă vreți, cu necesitățile care sunt din punct de vedere material și nu numai la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. Nu putem să uităm, chiar dacă vorbesc nu numai că suntem în preajma sărbătorilor pascale, de instituțiile de cultură pe care nu le putem strangula sau închide, pentru că fără educație, cultură, putem să devenim un popor, eu știu, fără orizont, ca să nu folosesc lucruri mari. Trebuie să ne continuăm proiectele care le avem noi în infrastructura județeană. Știți că avem foarte multe drumuri județene care sunt acum în reabilitare. În acest an, o atenție deosebită o primește Spitalul Județean Buzău. Bugetul unității sanitare este de 275 de milioane de lei, fiind cu 20% mai mare decât cel de anul trecut.